Zinga. Zinga, ce pasă bună dă Zinga, Munteanu, și este piciorul lui Cordoș. Este lovitură indirectă pentru Fortuna. Ia să vedem, s-a considerat pasă la portar aici. Cordoș, într-adevăr, îi trimite lui Samuilă, bună decizia lui Paulu Nimotan. Și este un moment foarte important, minutul 50, Fortuna Poiana Câmpina beneficiază de o lovitură indirectă. Emoții mari pentru Samuilă și pentru poarta lui Dinamo în acest minut 50. Lovitură liberă, indirectă, și să vedem, șut, este gol! Probabil că în partea dreaptă va rămâne Aldea. Încă o dată golul înscris de Ionuț Cioinac. Minunată trebuie să fie pentru Ionuț Cioinac. Bogdan Gavrilă cu capul din prima pentru Colin Sfai. Colin Sfai este la mice, pasă inteligentă pentru Rotariu și este 1-1. Foarte bună insistența lui Fai. Pasă inteligentă pentru Rotariu, apoi un șut din unghi. Ce pasă de Fai! Ha. Marius Alexe. Pentru Lazar. Lazar trece de Aldea. Lazar pasă pentru Rotariu. 2-1 Dinamo. Dar ce trecere frumoasă din partea lui Lazar pe lângă Aldea, nicio problemă, apoi balon scos în 6 metri, Dorin Rotariu din prima. Excelentă faza de atac a dinamoviștilor, care s-au trezit după acel gol înscris de Ionuț Cioinac în minutul 51. Pregătit și el să intre. Bogdan Minciună din prima, bună această pasă pentru Munteanu, intră în careu, șut, este 2-2! Excelent modul în care Munteanu s-a descurcat singur între doi adversari, primește o pasă foarte bună a lui, trimisă de Bogdan Minciună, o pasă lungă de 40-50 de metri. Cordoș, Rotariu, Lazar. Lazar pentru Rotariu. Bilinski așteaptă în centrul careului. Rotariu centrează, Bilinski, și este gol! O accidentare care ar fi putut să îl țină pe bară tot returul, dar din fericire n-a fost o problemă foarte serioasă. O problemă suferită în urmă câteva etape de Camil Bilinski, revenit în lot odată cu ultima partidă din campionat cu CSM Iași. Și iată-l, om foarte important și în acest meci cu Fortuna Poiana Câmpina, înscrie pentru 3-2, minutul 91. Și ies din defensivă jucătorii dinamoviști, minge pentru Camil Bilinski, Rotariu așteaptă în partea dreaptă, Bilinski! 4-2, Camil Bilinski! Senzațional acest gol! Execuție de mare atacant, avea multe opțiuni, erau trei jucători care îi cereau mingea. Bilinski finalizează cu o torpilă fabuloasă, 25 de metri, un șut cu șut în forță spre vincul porții lui Iustin Popescu. Bogdan Minciună, tot el va fi cel care va centra și la această lovitură liberă. Mănânc de jucători la marginea careului dinamovist, Minciună cu efect, e pericol, dar balonul e reținut de Cătălin Samuilă. Gavrila a așteptat și a primit pe un culoar excelent, Bogdan Gavrila, marginea careului, și este gol Dinamo! Și dacă ne uităm acum la scor, am putea spune că Dinamo a avut parte de un meci la fel ca sezonul trecut în aceste faze, un meci foarte lejer. Sezonul trecut Dinamo învingea cu 4-0 în 16-imi, cu 5-0 în 8-imi, echipe mult mai modeste decât Fortuna Poiana Câmpina. Acum Dinamo...